încă o treaptă mai mult. Bună seara! Mă bucur să vă reîntâlnesc, să vă regăsesc și să vă adresez un bun venit tuturor celor prezenți. Revine deosebită onoare, plăcere și bucurie în același timp să deschid lucrările celei de-a 14-a conferințe cu tema Spiritualitatea în slujba educației. Dar cum nu mă pot abține și îmi pare, sunt extrem de încântată că văd în sală foști studenți de-ai mei chiar, absolvenți, masteranți și deopotrivă colegi, cadre didactice de la Facultatea de Sociologie, Psihologie, unde prestez în calitate de cadru didactic, spuneam că nu mă pot abține să nu împărtășesc cu dumneavoastră emoțiile pe care le-am trăit în cursul zilei de astăzi, pentru că vin chiar în urmă cu 2 ore, s-a terminat festivitatea de absolvire a studenților, absolvenților Facultății de Sociologie, Psihologie. Este un moment extrem de important pentru ei și dacă ne aducem aminte și de noi în acele clipe, nu se poate să nu ni se facă pielea găinii. Sunt emoții tulburătoare, mișcătoare, constructive, pe care aș vrea să vi le împărtășesc și dumneavoastră și să le trăiți din plin. Aceste emoții o să se îmbine cu ceea ce se întâmplă astăzi în această sală studio. Am citit aici, grație Asociației Sol Mentis, Educație cu Suflet. Hai să spunem că noi suntem cei care facem educație cu suflet, dar avem și suflet cu educație. De aceea suntem aici, pentru că ne interesează educația, ne interesează sufletele, ne interesează mintea, ne interesează corpul și iată că abia așteptăm să ascultăm prelegerile invitaților noștri. Și pentru că am vorbit de invitați, așa cum colega mea vă spunea mai devreme, nu pot să nu îi mulțumesc în mod deosebit și o să încep tot cu o gazdă. Colegului meu Matei Georgescu, care de fiecare dată a facilitat aceste întâlniri, s-a zbătut, s-a chinuit în mod constructiv, pentru că până la urmă fiecare face ceea ce îi place și atunci rezultatele ies la iveală așa cât mai înălțător. Matei, încă o dată mulțumim, suntem, așa cum am zis, la 14-a ediție, abia aștept să ajungem și la 114-a ediție, să dea Dumnezeu, să fim sănătoși cu toții. Apoi, evident, o să-i mulțumesc invitatului nostru, psihoterapeut, analist junghian, domnul Luigi Zoia. Welcome! Și evident colaboratorilor noștri, prietenilor noștri de la editura Herald, sponsorul emisiunii Interviuri, emisiune pe care o moderează și o prezintă cine altcineva? Matei Georgescu. Când vine? Da, vinerea seara. Pe TVH 2.0, este televiziunea proprie a Universității Spiru Haret. Și cum vorba mult aduce, deja cred că este timpul să mă retrag și să las invitații să-și spună, prezinte lucrările. Mulțumesc încă o dată pentru participare, declar așadar deschisă conferința de astăzi.